Am considerat foarte utile și foarte necesare aceste discuții din ultima săptămână legate de rolul pe care România îl joacă în regiune, în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Și mai pe scurt, așa ca să nu vă țin prea mult, viziunea României asupra ceea ce trebuie făcut în continuare în contextul crizei din Ucraina, provocărilor care apar, este aceea de a avea un dublu sens al integrării. Pe de o parte, NATO să devină și un spațiu economic și de investiții și de comerț comun, și asta se poate realiza prin accelerarea acordului de investiții și comerț între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. TTIP este denumirea sa tehnică între cei care negociază, dar acum cu atât mai mult trebuie să avem un spațiu economic și de dezvoltare, pentru că dacă nu ai forță economică, n-ai cum să ai securitate și forță militară care să-ți permită să ai securitatea respectivă. Și în al doilea rând, extinderea capabilității de protecție a NATO către țările care au luat o decizie clară de a veni spre Uniunea Europeană. Și aici mă refer în primul rând la Moldova, dar și la Georgia și la Ucraina, dacă va merge în această direcție. Adică altfel, degeaba le spunem că îi dorim în Uniunea Europeană dacă nu putem să le asigurăm securitatea. Și cred că în acest context de criză, deciziile pe plan european și transatlantic se vor lua mai repede și România trebuie să fie între promotorii acestor decizii. În septembrie este summitul NATO în Țara Galilor. Avem reuniunile la nivel european pentru formarea unei noi comisii. Imediat după alegerile pentru Parlamentul European vom avea o nouă comisie europeană. Deci acum trebuie, anul acesta trebuie date mesajele foarte clare, pe de o parte pentru spațiu economic și de dezvoltare comună între Europa și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte extindere a Uniunii Europene și a sistemului NATO către Moldova, Georgia, Ucraina, către țările care vor să facă parte din aceeași structură de valori și de, la urmă, de interese comune. Asta mi se pare mie cel mai important, alături de ceea ce v-am spus dimineață, nu dumneavoastră, ci colegilor dumneavoastră, și anume la ce vârstă începem cu copiii școala. Acum, ce vă interesează pe dumneavoastră? Ați spus puțin mai devreme că România are o capacitate umană de cel mai înalt nivel. Nu același lucru putem spune despre înzestrare, exact, despre tehnică. Intenționați ca în viitor să alocați mai mulți bani. Haideți să vă spun cum e cu alocarea. De obicei, cei care vorbesc cel mai mult de armată pe la televizor sunt cei care au tăiat cei mai mulți bani de la armată. Adică îi știți pe demagogi. Noi am preluat guvernarea în 2012 cu un buget aprobat în 2011 pentru armată de 1,12% din PIB. Adică fix jumate de cât ar trebui România prin obligațiile pe care și le-a asumat să aloce. Deci cine se bătea cu cărămida NATO în piept? Domnul Boc, domnul Băsescu, ei au tăiat banii de la armată. Nu mai vorbesc de cum și-au bătut joc de militarii care au ieșit la pensie. Alea sunt în plus. Am reușit. Stai un pic. Să-ți spun eu și după aia mă întreb tu. Faptul că am reușit 2013 1,38% din PIB, 2014 1,42%. Am încheiat contractul și vă rog să mă credeți că nu e ușor să plătești ratele pentru avioanele multirol. Am mai reușit să facem investiții în modernizarea capacității tehnice a armatei române. E un lucru bun, nu-i suficient. Trebuie, după noiembrie, că până atunci vedeți că e campionatul ăsta național de cine taie toate taxele și în același timp dă mai mulți bani. Nu știu cum reușesc ei să taie toate taxele, dar în schimb să dea mai mulți bani la sănătate, la educație, la armată. Asta e pură demagogie. Dar din decembrie, dacă eu sunt dispus să merg în Parlament, pentru că doar Parlamentul poate să decida acest lucru, și să alocăm în câte 0,2% din PIB în următorii 3 ani, în așa fel încât în 2016-17 să ajungem la 2% alocare din PIB, o medie pe care deocamdată din regiunea noastră, că eu mă uit la regiunea noastră, asta e important, doar Polonia a atins-o. Pentru asta însă este nevoie de oameni serioși, oameni responsabili, nu oameni care una spun la televizor și alta fac, când au puterea, sau de oameni pe care dacă îi întreb ce înseamnă PIB, nici nu știu. Am văzut că există candidați la prezidențiale care habar n-au ce înseamnă produs intern brut sau ce înseamnă alocare bugetară. Dar eu personal, eu susțin o strategie națională
prin care 2015-2016-2017 să alocăm încă 0,2% din produsul intern brut, în așa fel încât să ajungem la 2%, ceea ce ne va permite să avem și capacitatea tehnică alături de cea umană, la nivelul la care partenerii noștri din NATO se așteaptă. Domnule premier, vorbeați de sfârșitul anului. De campanie. Ați primit semnale din partea colegilor că ar trebui să vă gândiți la o candidatură pentru... N-am apucat să mă văd cu colegii, o să mă văd astăzi. Domnule premier, vorbeați de sfârșitul anului. Da. Vorbeați despre aceste alocări pentru armată. În da. Ce calitate veți face propunerile? Că într-o postare pe Facebook spuneați că vă veți retrage pentru a fi alături de familie. Dacă asta ați înțeles dumneavoastră, atunci întrebarea e inutilă. Eu vorbesc de calitatea de șef al guvernului, care va trebui să întocmească pentru Parlament proiectul de buget pentru anul 2015. Ori trebuie să fim serioși și să propunem Parlamentului. Ați văzut, anul trecut am propus Parlamentului un buget care a fost votat și acum și o parte din cei care l-au votat, fiind în campanie electorală, nu mai sunt de acord cu el. Eu despre asta vorbesc, despre responsabilitate. Nu e vorba de mine, că eu am un vot. Eu sunt deputat de Gorj și am un vot. E vorba dacă și celelalte forțe politice și toți cei care sunt reprezentați în Parlament sunt serioși și când votează ceva, cum au votat anul trecut bugetul, numai după aia, peste 3 luni, se răzgândesc și zic că nu mai sunt de acord. Despre asta vorbim. Noi nu putem să fim o țară serioasă dacă votăm ceva, după care ne mai certați dumneavoastră pe la televizor și ne răzgândim. Adică despre asta era vorba, nu despre mine, că eu nu pot să fac singur un buget, nici dacă o să fiu președinte, nici dacă o să fiu prim-ministru, nici dacă o să fiu patriarh. Nu pot să fac eu bugetul. Bugetul face Parlamentul României și în Parlamentul României sunt reprezentate forțele politice care, dincolo de demagogia asta de campanie de acum, trebuie să fie responsabile pe termen mediu și lung. Domnule premier, sunteți dispus să mergeți în luna decembrie în fața Parlamentului? Totodată ați făcut un anunț că în luna noiembrie s-ar putea să vă retrageți din piscina politică. Care e varianta? O să explic diseară, la Antena 3. Știți că m-a întrebat și colega dumneavoastră de la B1 în față și la fel am zis și pe-aia mi-am dat seama că la B1 fac promo pentru emisiunea la Antena 3. Îmi cer scuze pentru asta. Domnule premier, da. Vă mulțumesc mult de tot!